Rata deceselor a crescut alarmant în ultimele două săptămâni, la 4,5 per 100.000 de locuitori, în urma infectării cu noul coronavirus. Statistica ne clasează pe locul 2 în Europa. Doar Cehia ne mai depășește, acolo unde rata mortalității este de 7,1%. Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, numărul de paturi din secțiile de terapie intensivă a devenit insuficient. Sperăm că măsurile care s-au luat recent, dacă sunt respectate, să ducă la sistarea creșterii, cel puțin să ne oprim la un platou, să începem să mergem către o curbă descendentă, dar asta înseamnă că tot o perioadă o să avem o presiune pe sistemul sanitar, pentru că 3.000, 4.000 de cazuri, 4.000 și ceva de cazuri pe zi, asta înseamnă un număr important de cazuri la terapie intensivă. Soluția provizorie găsită de autorități a fost suplimentarea locurilor la ATI, în capitală, dar și în restul județelor.